povești locale, personale, înscrise în peisajul multicultural al unor regiuni din Europa. Au fost culese de un grup de tineri care au avut ocazia de a cunoaște la modul practic instrumentele și metodele de analizare și documentare a trecutului. Transilvania multiculturală, Bucovina de Nord, ce se întinde între Ucraina și România, Hrușov și Velchi Critiș, în zona de confluență dintre Slovacia și Ungaria, și Țara Lubusului, de la frontiera polonă-germană. Iată patru direcții și patru zone ce au fost unite de un nou proiect educațional al rețelei europene Memorie și Solidaritate. La începutul lunii aprilie, un grup de tineri din România, Austria și Ungaria au explorat și regiunea Transilvania, după ce în prealabil au participat la patru workshop-uri de pregătire în Varșovia. Toate acestea s-au derulat în cadrul proiectului In Between, în căutarea poveștilor locale de la frontierele Europei. Un proiect care are ca și scop încurajarea tinerei generații de europeni să facă cunoștință cu istoria secolului al XX-lea, prin intermediul discuțiilor cu diversi participanți. Alături de mine în studio se află coordonatorul local al vizitei de studiu în Transilvania, doamna Malgorzata Tomaszkiewicz, de la Asociația Multicultural Approach, care a pregătit un program bogat și cuprinzător pentru cele 7 zile intensive în Transilvania, și una dintre participante, Cătălina Vrabie, care este studentă la masteratul Istorie, Memorie, Oralitate la Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Vă spun bun găsit, amândurora. Bine v-am găsit. Un proiect foarte frumos, că, bineînțeles, ne-am bucurat să auzim de el, se întreprinde foarte bun cu tematicile emisiunilor noastre. Doamna Tomaszkiewicz, dumneavoastră sunteți la rândul dumneavoastră de alte origini, trăiți deja de ceva timp aici pe meleagurile noastre multiculturale, ale Transilvaniei multiculturale, sunteți originară din Polonia, ați învățat limba română și faceți parte și din această asociație Multicultural Approach, o asociație care a fost parteneră în cadrul proiectului In Between, povești care are ca scop spunerea acestor, căutarea acestor povești locale de la frontierele Europei. Spuneți-ne, vă rog, mai exact ce a însemnat această implicare a asociației pe care o reprezentați în acest caz, dar și implicarea dumneavoastră personală, interesul, să zic așa, personal pe care l-ați avut pentru acest proiect. Într-adevăr, asociația noastră, pot zic așa pentru că sunt și eu membru fondator, unul dintre, este o asociație destul de tânără, a fost înființată cam cu un an în urmă aici la Cluj și de fapt suntem un grup de prieteni, cunoștințe care ar dori să facă ceva mai mult. Inițial am colaborat în cadrul Centrului de Limbă și Cultura Poloneză, am desfășurat mai multe proiecte împreună și am observat că știm să facem, adică și dorim, colaborăm bine împreună, așa că am hotărât să facem al doilea pas, adică înființarea unei asociații. Și, într-adevăr, proiectul In Between este unul dintre primele proiecte de acest gen, pentru că au fost și alte deja terminate, dar un proiect de genul, adică într-adevăr care implică și cercetarea pe teren și este vorba despre problema minorităților naționale din Transilvania, a fost primul în cadrul acestei asociații desfășurat. De unde interesul pentru acest subiect? Eu personal de aproape 7 ani mă ocup de minoritatea germană din Transilvania, mai exact de sași, și îmi scriu teza de doctorat despre plecarea sașilor din România în Germania. Și am făcut eu pentru teza mea de doctorat mai multe interviuri, foarte multe cercetare pe teren și în momentul în care rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate a apelat la mine să ajut la organizarea proiectului aici local, în Cluj. Într-adevăr, m-am gândit că este o idee foarte bună pentru că pot să împart cu tineri puțin experiența proprie, dar și să lărgesc orizontul meu cu alte minorități la care am vrut să apelez de mult timp, pentru că m-au interesat și armeni, și hoștezeni, și maghiari de diferite feluri, dar a fost o ocazie foarte bună, oportunitate, pregătind acest proiect, să învăț și eu foarte multe lucruri noi.
Înainte de a ne povesti mai multe despre programul pe care l-ați pregătit pentru participanții care au venit aici în Transilvania și s-au întâlnit cu oameni diversi, de diverse etnii, o să mă întorc puțin spre Cătălina și o să te rog să-mi spui, tu ai fost una dintre participante, sunteți 6 pentru participanți din cei 24 în total care au fost selectați. Trebuie să menționăm că a fost, din câte am văzut, a fost o recrutare destul de grea pentru, cred că pentru organizator, pentru că s-au înscris foarte mulți candidați, peste 270 de candidați v-ați înscris. Tu ești una dintre cele care au fost selectate, 24 de persoane în total, câte 6 pentru fiecare dintre cele 4 regiuni. Spune-ne puțin cum a fost mai întâi experiența din Varșovia la workshop-urile organizate, ce ați făcut voi de fapt acolo, ce s-a întâmplat în cadrul workshop-urilor, cum ați fost pregătiți pentru această experiență care a urmat efectiv de studii, de caz pe teren. Am stat o săptămână, aproape o săptămână în Varșovia. Și toți cei 24 de participanți am asistat la mai multe prelegeri. Cu asta am început. Am început cu prelegeri despre fiecare dintre cele 4 regiuni în parte, în așa fel încât dacă nu aveam cunoștințe despre regiunea respectivă să avem posibilitatea să aflăm mai multe. După care am avut workshop-uri și training-uri, cum s-au numit, pe diverse secțiuni. Am avut pentru un workshop care ne-a învățat cum să filmăm, pentru că în momentul în care am luat interviurile, unul dintre noi trebuia să se ocupe de partea de filmare, de făcut fotografii, și atunci am avut, într-adevăr, am avut doi colegi care studiază ceva asemănător, dar majoritatea nu aveam experiență cu camere foto profesionale și, camere și cu video. Filmatul. Da, exact. Și am fost învățați, am fost pregătiți destul de bine, aproape o zi întreagă a durat acest workshop. În următoarea zi, tot așa, am avut un training destul de intensiv care ne-a învățat cum să arhivăm, pentru că, după cum o să vă povestesc mai târziu, probabil, tot în cadrul interviurilor le-am solicitat celor pe care am avut ocazia să intervievăm, le-am solicitat poze de familie sau diverse documente vechi sau cu anumită valoare pentru familia respectivă, pentru a le putea scana, pentru că materialele pe care le-am scanat vor fi introduse într-o arhivă. Cine au fost ceilalți tineri participanți care au fost selectați în cadrul acestui proiect? Sunt tineri, din câte am înțeles, din mai multe țări care și-au exprimat dorința de a participa și, mă rog, până la urmă au fost și selectați în cadrul acestui proiect. Cine sunt acești tineri și, din discuțiile pe care bănuiesc că le-ați avut între voi, care ar fi fost motivația, interesul pentru a participa în cadrul acestui proiect? După cum v-am zis, am fost 24 în total, din țări precum România, Austria, Ucraina, Germania, Ungaria, deci practic din regiunea Europei Centrale și de Est. Majoritatea cu vârste, la vârsta facultății, să spun așa, și cu studii care variau de la istorie la studii culturale, antropologie, sociologie, istorie orală, cum sunt și eu, și mai multe. Deci, practic, interesul lor ținea și de interesul profesional. În același timp, am avut și câțiva colegi care au fost interesați de subiect, tocmai pentru că ei, la rândul lor, provin din familii mixte, din familii cu un trecut care se încadrează în tema asta interculturalității. Și atunci interesul lor, pe lângă a fi profesional, a fost și unul personal. Doamna Tomașchevici, ca și coordonator local al vizitei de studiu în Transilvania,
Ați pregătit un program foarte bogat, foarte cuprinzător pentru cele 7 zile cât au fost aici tinerii. Spuneți-ne așa, în mare, ce a cuprins acest program, pe unde i-ați dus pe cei 6 participanți, ce anume au putut ei surprinde prin aceste vizite? Într-adevăr, am început cu vizitarea orașului, bineînțeles, mai întâi o vizitare mai generală și după aia și pe urmele culturii evreiești din Cluj. Am vizitat o sinagogă, un cimitir evreiesc, după aia am avut și un ghidaj special prin cimitirul vechi, să vedem toate etniile reprezentate acolo și religiile. Și am avut și o prelegere introductivă, să zicem așa, la Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale din Cluj, cu domnul profesor István Horvat, despre aceste minorități la care urma să mergem, să vorbim cu ei și să-i cunoaștem trecutul. După aia am încercat să fac programul în așa fel încât să fim și la Cluj, dar să și cunoaștem împrejurimile Clujului, adică să vedem chiar cum funcționează un sat și să vorbim cu locuitori din sate vecine al Clujului. Așa că am mers la Mera, la Viștia. Asta din cauza minorității maghiare. Am vrut foarte mult ca studenții să vadă muzeele, de fapt personale, ale maghiarilor din zona Kolotoszeg, care pe mine mă impresionează foarte mult. Am mers și la Palatka, fiind un sat specific pentru țiganii muzicanți, țiganii lăutari. Și am mers, bineînțeles, și la Gherla, fiind un oraș specific culturii armene. În rest, am stat la Cluj, dar s-a împărțit chiar foarte bine între Clujul și restul, să zicem, sate vecine și alte orașe. Cătălina, din acest periplu pe care voi l-ați avut, cei 6 participanți, trebuie să menționez că nu toți ați fost din România, spuneam că din România, ați fost parcă din Austria și din Ungaria, cei 6 participanți care ați venit și ați aprofundat, ați avut această vizită de studiu în zona Transilvaniei. Spune-ne pentru tine care a fost cea mai interesantă experiență, dacă etniile cu care ai intrat în contact sau poveștile diverselor persoane care fac parte din diverse comunități etnice ți-au fost mai mult, mai puțin cunoscute sau chiar deloc cunoscute, ce anume ți-a atras mai mult atenția pe parcursul acestor vizite? Aș putea spune că toate au fost deosebit de interesante, mai ales că eu deloc sunt din Bacău, deci nu sunt ardeleancă la origini. Și atunci partea asta multiculturală am observat-o doar din cei 4 ani de când sunt la Cluj, dar cam atât. Și cu ocazia acestei vizite de studiu am aflat și eu foarte multe lucruri. Fiecare m-a impresionat cu ceva, însă ce mi-a rămas foarte adânc întipărit în minte ar fi povestea hoștezenilor, comunității de maghiari agricultori din Cluj, mai ales că, spre rușinea mea, nu știam de existența acestei comunități și am avut 2 interviuri cu membrii ai comunității de hoștezeni din Cluj și ambele mi s-au părut deosebit de interesante pentru că am aflat foarte multe lucruri și povestea lor este una tragică și nu mai sunt puțini care încă își păstrează tradițiile și așa. Asta odată. A doua experiență foarte interesantă ar fi cea din comunitatea de rom de la Palatka, mai ales pentru că, după cum bine știm, există multe prejudecăți în societatea noastră despre romi și despre, mă rog, comportamentul lor și așa. Și atunci, când am fost la ei cu ocazia interviului, am fost extraordinar de surprinsă să văd cât sunt de ospitalieri
și cât sunt de deschiși față de noi și cât de frumos au purtat și cum ne-au primit în casa lor ca și cum eram de-ai casei. Deci foarte mult mi-a plăcut, foarte mult. Comunități foarte primitoare și deschise, da. Din câte îmi dau seama din poveștile pe care mi le spuneți, așadar oameni deschiși care au vrut și doresc să își facă cunoscută cultura lor, da. Chiar dacă cu atât mai mult este interesant, așa cum spune și numele proiectului, aceste culturi sunt in between, adică între, se întrepătrund, sunt câteodată se pătrund una, două, trei, mai multe culturi în funcție de zona în care trăiesc acești oameni. Iar voi ați avut această misiune foarte importantă de a aduna aceste povești, aceste istorii personale și a le transpune mai departe, a le face cunoscute. Doamna Tomașchevici, ce ar urma să se întâmple? Pentru că am înțeles că s-au prelucrat, au avut loc foarte multe interviuri și în aceste grupuri etnice pe care le-au vizitat tinerii participanți la proiect, ce ar urma să se întâmple cu aceste materiale pe care tinerii le-au adunat în cadrul acestor vizite? Din câte am înțeles eu, de fapt, chestia asta mai este deschisă, pentru că aceasta este prima ediție a proiectului, să înțeleg că se dorește să se continue, să există o continuitate. Da, dar în alte patru regiuni din Europa Centrală și de Sud, de Est, nu o să mai fie în Transilvania. Bănuiesc în cadrul acestui e proiect. E și normal, trebuie să se diversifice regiunile și să se adune povești din cât mai multe locuri. Așa este. Și, de fapt, această chestiune mai este deschisă, dar deocamdată, din câte am înțeles, aceste materiale, o parte, o să fie pusă pe site-ul rețelei europene Memorie și Solidaritate, sub forma unor povești personale, adică povești de familie și împreună cu pozele lor. Aceasta este prima etapă a proiectului. Vom vedea ce urmează, pentru că, de fapt, și studenții au avut un cuvânt de spus în privința efectelor al proiectului, adică ce ar dori să facă cu acest material după terminarea proiectului. Adică mai este deschis. Da. A existat la final și o conferință sau întâlnire prin care vor fi prezentate mai concis rezultatele? Da, adică în decembrie, la sfârșitul anului, urmează să ne întâlnim cu toții, adică participanții din prima etapă a proiectului și coordonatorii și participanții și coordonatorii din a doua etapă al proiectului și probabil că și atunci se va decide ce vom face cu toate materialele acumulate și câștigate totuși cu foarte multă muncă și dedicarea timpului. Cătălina, spune-ne în încheierea discuției noastre care a fost impactul pentru tine personal în urma participării la acest proiect? Faptul că ai cunoscut atâția oameni diverși din diverse culturi, cum ai găsit tu aceste povești personal? Pentru că, până la urmă, scopul în general al acestui proiect, din câte am înțeles, a fost acesta de a-i face pe tineri mai familiar cu ce înseamnă aceste istorii care sunt aici lângă noi, dar sunt in between, între culturi. În primul rând aș spune că fiecare om are ceva interesant de spus, asta ar fi o concluzie la care am ajuns eu personal. Fiecare istorie de viață are ceva fascinant și ceva deosebit la ea. În al doilea rând, ce am învățat eu personal și asta am și menționat coordonatorilor la finalul proiectului, că un asemenea proiect învață să fii mult mai tolerant și să privești cu mai multă înțelegere și cu mai mult respect pe cel de lângă tine, chiar dacă aparține unei alte etnii, unei alte religii. Asta mi se pare deosebit de important și mai ales având în vedere tendințele din zilele de azi cu naționalismele astea care reîncep să se afirme și așa, cred că o inițiativă de genul ăsta ar putea să-i ajute pe tineri să fie mai toleranți și mai deschiși.
cu... Așadar, iată o participare care a reprezentat pentru cei care au fost implicați ocazie pentru a-și dezvolta nu numai competențele în domeniul cercetărilor istorice sau etnografice de teren, dar și o profundare a anumitor cunoștințe despre procesele istorice din aceste regiuni. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, vă dorim foarte mult succes. Doamna Tomașkevici, sunt convinsă că ne vom reîntâlni și cu dumneavoastră. Vă felicităm încă o dată pentru limba română foarte bună pe care o vorbiți. Pentru telespectatori, cu siguranță vreau să le reamintesc că nu-i prima oară că sunteți la noi, dar de data aceasta ați fost în altă calitate. Ați venit de foarte multe ori în calitate de director al Centrului de Limbă și Cultură Poloneză din Cluj, care a fost de altfel și unul dintre parteneri și în acest proiect, alături de UBB și alți parteneri pe care i-ați avut. Mult succes încă o dată și mulțumim că ați fost. Mulțumim mult! Mulțumim.